La editura Universul a început tipărirea buletinelor de vot pentru turul 2 al alegerilor locale noi din municipiul Bălți din 19 decembrie. Procesul a fost monitorizat de reprezentanții Comisiei Electorale Centrale. În total vor fi tipărite peste 102.000 de buletine în care se vor regăsi numele a doi concurenți electorali, independentul Nicolae Grigorișin și reprezentantul Partidului Patrioții Moldovei, Nicolae Chiriliciuc. Buletinele de vot sunt din hârtie mată, de culoarea violet. Prețul unei unități este de 24 de bani. Pentru tipărirea întregului tiraj s-au cheltuit aproape 25.000 de lei. 52.000 în limba română și circa 50.000 în limba rusă. Așa cum a fost stabilit de către instanța de judecată, un concurent electoral a fost exclus din cursa electorală, respectiv urmau a fi incluși candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi. Buletinele urmează să fie tipărite pe parcursul zilei de miercuri, iar în procesul de muncă sunt antrenați 30 de angajați ai tipografiei. Le tipărim, le tăiam și le împachetăm pe circumscripții. Și deja vineri, la orele 9, o să vină reprezentanții cecului și o să transporteze la destinație. Turul 2 al alegerilor locale noi din municipiul Bălți a fost stabilit în 19 decembrie după ce magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au respins recursul avocaților candidatului partidului Șor, Marina Tauber, contestat la Curtea de Apel Bălți. După eliminarea din cursa Marinei Tauber, în turul repetat urmau să se dueleze independentul Nicolae Grigorișin și candidatul PAS Boris Marcoci, care însă a fost retras din cursă de partid. Astfel, în turul 2 a acces candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Alexander Nesterovski. La scurt timp și acesta s-a retras din cursă, iar în locul lui a fost desemnat candidatul partidului Patrioții Moldovei, care în primul tur a acumulat doar 1,25% dintre voturile alegătorilor din municipiul Bălți.